Uitându-ne în jurul nostru, la toate știrile cu care suntem confruntați zilnic, e imposibil să nu se instaleze o teamă, o frică în inima noastră. Să fiu sincer, chiar avem motive să ne temem, fiindcă se poate întâmpla orice, oricând. Singura diferență o face Dumnezeu. Dacă îl punem pe Dumnezeu în ecuația vieții noastre, totul se schimbă. Teama devine curaj. Îngrijorarea devine pace. Disperarea devine speranță. Tristețea devine bucurie. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale. El îți vindecă toate bolile tale. Vă las pacea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Căci Dumnezeu nu mi-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mângâierile tale îmi înviorează sufletul. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Domnul este păstorul meu, nu-i voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun vers și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și noiaua Ta mă mângâie. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zile în cazul ei. Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Spuneți celor slabi de inimă, fiți tari și nu vă temeți. Iată, Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu. El însuși va veni și vă va mântui. Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică?
Iată, v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Întăriți-vă și îmbărbătați-vă. Nu vă temeți și nu vă spăimântați de ei, căci Domnul Dumnezeul tău va merge El însuși cu tine. Nu te va părăsi și nu te va lăsa. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și îți zic, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Nu te teme de nimic, căci eu îți vin în ajutor, zice Domnul și Sfântul lui Israel, este Mântuitorul tău. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic, ce poate să-mi facă niște oameni? Cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul. El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele Lui și te va ascunde sub aripile Lui, căci scut și pavăză este credincioșia Lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele. Nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Domnul a abătut de la tine pedepsele tale, a îndepărtat pe vrăjmașul tău. Domnul împăratul lui Israel este în mijlocul tău. Nu trebuie să te mai temi de nicio nenorocire. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare. De aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău. Căci El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. De aceea și Dumnezeu ne-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca, în numele lui Iisus, să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Pot totul în Hristos care mă întărește. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Nu te teme, fiindcă Dumnezeu este cu tine.
Thank you.